Comuna Huznicioara este izolată după ce pământul a luat-o la vale și a distrus drumul care permitea accesul în localitate, informează România TV. Pământul a luat-o la vale într-o zonă în care, în subteran, sunt galerii de mină. Oamenii sunt disperați pentru că nu mai au acum pe unde să iasă cu mașinile din localitate. Autoritățile din Mehedinți voiau să reabiliteze drumul pe fonduri europene, însă acum alunecările de teren complică situația. Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri un cod portocaliu de furtuni valabil în mai multe zone din țară. Judecătorii de la Tribunalul Gorj au stabilit pedepsa pentru cei patru inculpați din dosarul supranumit prostituție la Viena. Membrii grupării sunt acuzați că ar fi racolat tinere cu probleme familiale pe care, sub pretextul că le oferă un loc de muncă, le transportau pe teritoriul Austriei, unde erau obligate să practice prostituția. Alin Ion Ivan a primit 10 ani și 2 luni de închisoare. Elena Motorga a primit 7 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de persoane și Ioana Mădălina Marinescu a fost condamnată la 4 ani și 3 luni de închisoare. Dumitru Bodislav a fost condamnat pentru aderare și sprijinirea unui grup infracțional organizat, primind 2 ani, 10 luni și 20 de zile de închisoare cu suspendare. Decizia nu este definitivă. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus trimiterea în judecată a unui agent de la penitenciarul din Târgu Jiu pentru luare de mită. Alături de agent, alte două persoane implicate răspund în fața legii. E vorba de un bărbat fără ocupație și un deținut aflat în executarea unei pedepse privative de libertate în penitenciarul Târgu Jiu, ambii cercetați în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. Potrivit procurorilor, în luna aprilie acestui an, agentul de la penitenciarul din Târgu Jiu a promis unui deținut de la același penitenciar acordarea unei învoiri în perioada sărbătorilor pascale, în schimbul sumei de 1000 de euro. Aceasta urma să fie remisă prin intermediul cetățeanului fără ocupație. Planurile celor trei au fost însă dejucate de oamenii legii, care l-au prins în flagrant pe agentul penitenciarului, exact când acesta primea suma de 500 de euro și bunuri. Toți cei trei bărbați au fost trimiși în arest preventiv pentru 30 de zile, iar acum s-a dispus trimiterea în judecată a acestora. Nevoie stringentă de sânge la nivelul centrului de transfuzii din Târgu Jiu. Stocurile sunt aproape epuizate, iar numărul donatorilor scade cu aproape 100 în fiecare lună. Potrivit jurnaliștilor de la pandurul.ro, situația este atât de gravă încât nici în centrele universitare pacienții nu mai sunt operați dacă nu vin cu sângele necesar intervenției. În condițiile în care necesarul de sânge crește, noi nu o să putem să facem față întregului necesar din spitale. Solicitările nu pot fi onorate complet. Din păcate, suntem deficitari la toate grupele de sânge, indiferent de RH, chiar și la zero pozitiv. Nu putem onora întreaga cantitate de sânge solicitate de spitale, a spus pentru pandurul.ro Nicoleta Călina Căluțoiu, directorul Centrului de Transfuzii Târgu Jiu. Medicii îi îndeamnă pe gorjeni să doneze sânge măcar o dată pe an. Continuă să plouă în următoarea perioadă în Oltenia. La noapte vor fi 11 grade la Craiova, 12 la Filiaș, 13 la Drobeta, Turnu Severin și 14 grade Celsius la Cetate. Mâine vremea se va mai încălzi. Se vor înregistra 23 de grade la Craiova și Caracal, 25 la Târgu Jiu și 26 de grade Celsius la Cetate și la Drobeta, Turnu Severin.